Salutare, prieteni! Mie îmi spune Dumitru Ramazan și am onoarea să vă zic bine ați venit în cadrul maratonului, minicursului, numiți-l cum vreți. Logica e una simplă. Am pregătit pentru voi câteva ediții nișate de cunoștințe pe care le-am pachetat în tematice aparte. Am numit noi asta minicursuri și maratoane analitice, maratoane care vor avea ca scop să dezvolte în voi anumite abilități directe la temă și punctate foarte, foarte, foarte concret. Respectiv, de acum încolo urmează câteva videouri, pe curs avem 5, 6, 7 videouri și mi-am propus să realizăm ca un fel de mini puzzle în care voi activitatea de publicitate să puteți să o strângeți prin a trece pas cu pas fiecare din aceste programe. Pomeneam recent și puteți să vedeți într-un screen așa mai mare, să faceți salvare la acest ecran, ori minimum să mă ascultați, pentru că unul din cele patru la noi este business manager, mai urmează audiențele, unde o să discutăm despre audiențele Facebook, audiențele existente, custom, cum se analizează, ce cu ele. O să vorbim despre promovare, promovarea bus post, promovarea prin campanii, structura, analiza și analitica. Aceste patru ingrediente, dintre care azi suntem în primul, sunt menite ca să vă dezvolte abilitatea sau înțelegerea sau capacitatea de a capitaliza ONU, activele voastre digitale în contextul ecosistemului publicitar Facebook și Instagram. 2. Să vă ajute pas cu pas prin screencast să faceți primii pași în publicitate, ori primii pași în crearea audienților, ori primii pași în înțelegerea analitice. Așa că dacă voi sunteți gata, dacă voi sunteți ca și mine, inspirați și dornici de învățare în digital marketing, în special ecosistemul publicitar, o să regăsiți cu siguranță adițional și video, screencast-uri și PDF-uri, iar eu toată această gamă de informații o să o transmit prin prisma experienții mele, cei care nu au făcut cunoștință cu mine, cei care prima oară mă văd, probabil pentru voi să fie mai relevant, restul în webinar am menționat nu odată, dar zic să mai punctez și aici, ca să înțelegeți că informația despre care o discutăm nu este pur și simplu Ctrl-C, Ctrl-V din internet, dar este o experiență pe care eu am trăit-o prin prisma experienței mele de speaker, certificat Facebook, antreprenor digital, certificat MBA și deja de peste ani, 8 ani de zile, exercită activitatea de antreprenoriat în digital marketing în special, cu câteva proiecte, ASAP Digital Team, Thomazan School, Prom Capsula și în contextul dat, vreau să vă zic că toate aceste logotipuri pe care voi le vedeți în ecranele voastre sunt probabil o parte logotipurile voastre, ori o parte din ele sunt clienții voștri, ori o parte din ele voi sunteți clienților. Sunt cei de peste 5.000 de branduri, 5.000 de cazuri în care noi am avut ocazia să intrăm foarte deep la unii, să creăm departamente, pe alții să instruim, la alții să facem analitica. Sunt foarte multe companii care lucrează cu noi, cu care am lucrat în perioada aceasta și, practic, pot să trag așa o linie și să confirm că, pe de o parte, istoria se repetă, foarte multe probleme, provocări, obiective le au aceiași oameni. Și azi noi să discutăm despre prima provocare, este business managerul. Așa că să punem punct aceste introduceri. Sper mult că voi sunteți gata. Vedeți în playlist următorul video și noi suntem gata să începem maratonul nostru. Succes!